Cei doi frați și morcovul împăratul. Au fost odată doi frați. Unul era bogat și cu influență, iar celălalt era sărac, lipit pământului. Acesta din urmă, ca să aibă din ce trăi, a arat o bucățică de pământ și a însămânțat-o. Din pământ au răsărit morcovi, iar unul dintre ei s-a făcut așa de mare, de țăranul nu știa ce să facă cu el. Nu vroia să-l mănânce pentru că ar fi trebuit vreo 100 de musafiri ca să-l poată mânca tot. Și apoi, ce masă e aceea unde sunt numai morcovi? Să-l ducă la piață? L-ar costa mai mult drumul decât ar primi pe morcov. A tot stat el pe gânduri, a cugetat și până la urmă ajunse la concluzia că mai bine îl dăruiește împăratului. S-a dus la palat și s-a înfățișat înaintea împăratului zicând: Măria ta, din recolta mea de morcov vă aduc în dar cel mai mare morcov care s-a văzut vreodată. Acesta s-a bucurat într-adevăr de cadoul neobișnuit, pentru că el chiar credea că este ceva nemai văzut, însemnând că valora mulți bani. A vrut să le răsplătească pe țăran, așa că îi dădu atâta aur, încât fratele cel sărac deveni bogat. Când fratele cel bogat află toate astea, gândi: dacă împăratul pentru un morcov l-a răsplătit așa pe fratele meu, atunci pentru un cadou cu adevărat scump, oare ce o să-mi dea? Își puse toate bijuteriile scumpe într-o rădiță și plecă la împărat. Împăratul, văzând un asemenea dar de preț, îl răsplăti cu ce credea el că este cea mai scumpă comoară a lui. Morcovul imens primit de la fratele sărac.